Flavius Roșu, primarul Comunei Șag, își va depune candidatura la funcția de președinte al Asociației Comunelor din România, filiala Timiș, la momentul în care se vor organiza alegerile. Șag și Timiș se vor număra mereu printre prioritățile mele. 2024-2028 este cel de-al treilea mandat de primar al Comunei Șag, câștigat cu un procent de peste 82% din voturi. Este felul în care șăgenii mi-au transmis că au apreciat ceea ce am făcut pentru comunitatea noastră și că toate proiectele Proiectele de dezvoltare realizate erau atât de așteptate și necesare pentru ȘAG și pentru asta le mulțumesc și le sunt recunoscător pentru toată încrederea, susținerea și pentru că sunt alături de mine și de echipa administrativ locală. Județul Timiș va avea din octombrie cei mai mulți primari PSD. Am foarte mare încredere în colegii mei primari că vor face tot ce este mai bine pentru comunitățile pe care le reprezintă. La fel cum am încrederea că județul va crește semnificativ sub conducerea noului președinte al Consiliului Județean Timiș, Alfred Simonis. Iar cu sprijinul colegului nostru Sorin Grindianu, lucrurile se vor mișca mult mai repede. Asociația Comunelor din România ne oferă oportunitatea nouă primarilor de comune să ne facem auziți și să avem un cuvânt de spus în rezolvarea problemelor primăriilor pe care le conducem. Sunt membru al asociației la nivel local de 8 ani, actualmente prim vicepreședinte Acor filiala Timiș și am observat și înțeles importanța pe care o are acest tip de organizație. Îmi voi depune candidatura la funcția de președinte a Cor filiala Timiș la momentul în care se vor organiza alegerile. În prezent, pe raza Comunei Șag se lucrează la noul sediu al Acor filiala Timiș. Sunt convins că în mai puțin de un an sediul va fi pus în funcțiune cu finanțare obținută prin Compania Națională de Investiții, transmite primarul Comunei Șag, Flavius Roșu.